Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi o să vă prezint două lucruri cu care folosim la albinuță. În primul rând trebuie să vă prezint siropul pentru albine, care din multe motive folosite de apicultori pentru a-și salva albinuțele sau pur și simplu a hrăni albinuțele, se folosesc pentru a hrăni albinele în sezonul în care nu este cules, cum este acum la mine. Siropul acesta ce conține el, ca să se înțeleagă că nu este o travă. Siropul acesta conține 1 litru de apă, 1 litru de 1 kg de zahăr și 5 grame de plante, plus încă 2 ml de Hive Alive. El este foarte simplu, îl folosesc în borcane. Iată așa se prezintă el, asta e culoarea lui. În partea cealaltă avem un borcan de miere care a fost extras la începutul mai și îl consum cu toată plăcerea, dau și la băiețelul meu. E foarte bună, o miere din zona mea aici, mai mult rapiță, pom fructifer ce au fost. Și ce trebuie înțeles? Asta este diferența. Deci acela este mierea care așa arată după aproximativ o lună de zile și acesta este siropul. Siropul de plante. Deci diferența este destul de mare. Nu puteți să confundați mierea cu siropul. Iar dacă în miere se regăsește sirop, ca să înțeleagă cele mai multe persoane, nu neapărat apicultori, că sunt apicultori care într-adevăr, dar nu cred că sunt foarte mulți, care dau siropul la albine și după aceea încearcă să vândă. Pentru mine nici n-ar fi rentabil să, ca preț, să dau siropul în locul la miere. Mierea este undeva la îngro 8 lei kilogramul, când siropul care îl prepare acasă cu procesarea termică care o fac, plus plantele, plus zahărul și apa ce o fierbe, mai ales că bagi în stup, puzezi albina, nu ți-ar conveni să o dai la un preț din ăsta, fiindcă dintr-un kilogram de sirop la 1 pe 1, nu știu dacă rezultă 800 de grame de miere pentru hrana albinelor. Plus că această sirop este și folosit de albina. În schimb, nectarul, dacă se amestecă cu siropul, vedeți acest miere, ea începe și cristalizează. Aceasta singura miere care nu cristalizează este mierea de salcâm. Dar în momentul în care iei o linguriță și trage să curgă foarte subțire mierea de la o anumită înălțime, aceea cum curge trebuie să fie cursiv, să curgă în continuu, deci nu întrerupe pe lângă, pe când siropul din zahăr, în momentul în care mierea aceea respectivă, dacă o controlați, ridicați un pic și o să vedeți că pur și simplu picură, nu curge continuu. E apă. Nu am o lingură, dar o să vă aduc să vă demonstrez acest lucru. Iată, am adus o lingură și o să vă prezint acest sirop ca să înțelegeți care e diferența între... Deci, iată cum curge siropul. Vedeți, e cu întreruperi. Așa curge și dacă e mai gros. Acum este 1 pe 1, dar după ce o prelucrează albinele,
tot așa va curge. Deci nu, nu curge ca mierea, este o diferență uriașă între sirop și miere. Mierea aceasta este și siropul e foarte bun de consumat, eu l-aș folosi în loc la zahăr. Eu am aici miere cristalizată, e foarte bună. Aceasta nu pot să vă arăt cum curge din cauza că este cristalizată. Siropul nu prea cristalizează în scurt timp, el stă în starea asta necristalizată foarte mult timp. Și în momentul în care ea cristalizează la un moment dat, jumătate din borcan o să fie cristalizat, jumătate nu. Prea puțin probabil să fie miere de salcâm, fiindcă mierea când este în stup este uniformizată, nu este o jumătate de ramă, o jumătate de ramă cu miere de rapiță și o jumătate de ramă cu salcâm. Și tu extragi exact așa, nu prea există, e foarte puțin. Prin amestec, în momentul în care pui într-un cazan sau în ce pui, ea se uniformizează pur și simplu, se amestecă, mierea se amestecă, nu se separă. Mierea separă doar gunoaile și siropul. Asta trebuie înțeles, deci deasupra la miere se adună siropul de zahăr și mizeria, care este ceară, urme de picioare de albine sau depinde funcție de ce se adună pe acolo. Și mierea rămâne foarte curată. Asta este diferența între sirop și miere. Acum vor fi polemici pentru a proteja apicultorul, clienții, să zicem așa. Trebuie înțeles că există momente, deci acum dăm sirop, 3 săptămâni o să dau sau 4 săptămâni, siropul va fi depozitat în ramele mărginașe, va fi rame puse deoparte pentru a ierna albinuțele. Acum se mai poate întâmpla că după ce punem acele rame să întrerupem hrănirea cu sirop, bineînțeles putem extrage miere, dacă e cules, ceea ce anul ăsta doar cei care merg în pastoral sau au vreun noroc în zona lor să aibă floarea soarelui, tei, fiindcă dacă continuă așa seceta, e cam puțin probabil să avem polifloră sau prea puțin. Dar de acum miere pentru vânzare eu ca pe staționar nu am. Deci am miere care a fost extrasă de la pomii fructiferi și rapița. Cam atât vreau să vă prezint ca să se lămurească care-i treaba cu mierea. Până data viitoare, numai bine!